Wow! Salut, fraților, ce faceți? Toate bune și frumoase, ghiciște, event nou pe Apex Legends și tobele, vă rog, Battle Pass Free pentru toată lumea. Să începem cu noile moduri de joc. Gold Rush Duos este un game mod în care găsești doar arme legendare și îl poți juca doar în două persoane, așa că ar fi bine să-ți găsești un coechiper de pe acum. Third Person Mode. Chiar mai are rost să explic? O să fie destul de dubios să joc Apex Legends în third person. Da, we'll see. Doom is Big Day. Mai nimeni nu știe ce vrea să fie modul ăsta de joc, dar citind niște teorii de pe internet, am înțeles că va fi un mod dedicat testării buff-urilor și nerf-urilor. Și anume, două exemple de buffs slash nerf, Decoy-ul de la Mirage va merge și în zigzag sau va face și alt fel de mișcări decât doar mergând în față. Iar Gibraltar nu va mai avea scut. Ar putea fi un mod interesant, dacă vrei să profiți de buff-uri sau nerf-uri, Live Die Live. Dacă mor, vei fi respawnat lângă teammate-ul tău după ce cercul o să se închidă. Always Be Closing e modul în care cercul vine într-una, de la începutul arenei până se închide, like non-stop, Armed and Dangerous. Va fi exact același mod de joc care a fost și în sezonul 2, anume cu Shotgun and Snipers, doar că va fi pe mapa nouă, asta din sezonul 3. King's Canyon After Dark. Va fi mapa din sezonul 2, doar că versiunea de Halloween, și anume cea pe timp de noapte, doar că nu va fi gameplay-ul cu zombie ăla de Halloween, ci va fi un gameplay normal, ca și normalele de pe Apex, așa că nu vă panicați, nu o să vină zombie spre voi. Cel mai probabil doar un Pathfinder cheater cu vreo 20 de kill-uri pe meci, dar asta e partea a doua. Bun, și acum să povestim puțin despre Battle Pass-ul Free. Din ce am citit pe site-ul lor, va fi un Battle Pass Free, destul de scurt, în care voi avea ca reward câteva skin-uri. Vă voi lăsa pe ecran skin-urile ce se vor da reward la Battle Pass. Ce e foarte bine și vreau să menționez e că nu va trebui să joci la fiecare din modurile noi de joc pentru a face puncte la Battle Pass-ul ăsta free. Vei putea juca doar la un singur mod nou de joc și vei putea să faci tot Battle Pass-ul din acel mod de joc, ceea ce este foarte, foarte ok. Ce am uitat să menționez este faptul că modurile noi de joc se vor schimba odată la 2 zile, iar eventul în sine va decurge între data de 14 ianuarie și 28 ianuarie. Sunt foarte nerăbdător, așa că ce să zic, haideți odată cu eventul ăla. Nu uitați că noi vom fi aici live și poate și cu unele videouri, de ce nu, testând eventul nou, să vedem dacă ne place, să dăm niște opinii, păreri și cu chat-ul vă aștept pe live să discutăm împreună dacă vă place eventul nou, dacă aveți alte sugestii pentru eventuri noi. Nu știu, cel puțin eu aștept de foarte multă vreme niște update-uri în Apex și încă nu s-au întâmplat. Nu știu, poate ar trebui să le trimitem toți mesaj la developerii de la Apex. Băi, fraților, băgați chestia asta, că știi că ne lipsește. Uite, cel puțin eu aș vrea foarte mult să pot da loc pe legenda pe care vreau să joc direct din lobby, când joc solo queue. Adică dacă eu sunt main red, da? Și vreau să mă duc la ranked și să joc ranked ca red. Cu cineva random, da? Ia iurea când mă bagă cu încă doi main pe red, știi? De asta mi s-ar părea super ok să bage în update-urile viitoare opțiunea de a-ți da loc pe legenda ta și pe tine să nu te mai dea în lobby, în party, cu altul care și-o preselectat red-ul din lobby. Cred că chestia asta ar ajuta foarte mult și ar scăpa de foarte mulți care își dau raid și trolează doar pentru că le-ai luat raid-ul. Sau, mă rog, altă legendă. Astea fiind spuse, fraților, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la video ăsta. Dacă l-ați apreciat, dacă v-a plăcut și ați aflat informații noi, nu uitați de un like, un comentariu de susținere acolo pentru că mă ajută foarte, foarte mult, mă motivează să postez alte videouri de genul în continuare, în viitorul apropiat. Așa că nu uitați de un like, un comentariu și un share la video ăsta ca să îl urcăm și noi cât mai sus, să afle cât mai mulți de noul event. Și da, să mă susțineți și pe mine, să mă motivați așa să postez videouri în continuare. Mulțumesc, toate bune, pa, pa!